Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune care își propune în prima parte să discute despre un club care se respectă și aici este vorba de clubul de Scandamer ACS Unirea Șișești, un club de Scandamer, cum spuneam, păstorit de Olimpiu Făt, un multiplu campion, inclusiv cu titluri mondiale, însă alături de Olimpiu Făt, pe care îl salut și îi spun bună seara, Olimpiu. Bună seara, bine v-am găsit. Se află un alt sportiv de înaltă ținută, este vorba de Ionuț Tomoiagă. Bună seara, Seara. Ionuț! Prezența celor doi invitați ai mei din această seară o reprezintă ultima competiție la care au participat, pentru că, iată, zilele trecute, ambii și nu numai, au fost un lot de 24 de sportivi, au fost prezenți la Campionatul Național de Scandamer, un campionat de la care s-au întors cu o salvă de medalii și ceea ce este important, foarte mulți sportivi, inclusiv și cei mai puțin titrați deocamdată. Da, am avut un lot de 24 de sportivi. Printre ei au fost sportivi noi care au fost pentru prima dată la o competiție și spre surprinderea mea și a noastră au și câștigat, au și campioni. Inclusiv la fete am avut două fete, pe Vivian și pe Adina, au ieșit amândouă campioane naționale și bineînțeles cu un total de 30 de medalii, am ieșit locul 3 pe cluburi, din 25 de cluburi. Pentru mine a fost o satisfacție, nu mă așteptam, că avem sportivi noi față de anul trecut. Alții au urcat o categorie de vârstă, categorie de greutate. Cei de la juniori au urcat la tineret, iar de la tineret la seniori, cum este cazul Ionuț. Iar în primul an, când debutez la o categorie nouă, e mai greu, e altceva. Și nici nu, practic nu poți să stabilești un target realizabil, adică nu mai depinde, nu numai de sportiv. Ideea este că, din punctul meu de vedere, ne-am selectat foarte bine sportivii. Majoritatea au luat medalie, iar și cei care nu au luat medalie s-au clasat un loc 4-5, undeva pe la mijlocul clasamentului, pe fiecare categorie. Au avut meciuri, deci nu au fost doar numai cu prezența acolo. S-au luptat, au avut meciuri pe care le-au câștigat, au văzut și ei cum este, cum emoția, cum e competiția. Și sportul a devenit din ce în ce mai vizualizat și de ce nu practicat, pentru că, iată, vorbim de prezența 25 de cluburi. Iar voi, cu un loc 3, devansați doar de un punctaj și, practic, ați fost devansați de locul 2 ACS Bucovina la numărul de medalii de bronz. Așa Pentru că este, Bucovina au un lot puternic, un lot foarte numeros, ei au venit cu 45 de sportivi. Au și o bază, să zic eu așa, financiară mult mai bună decât avem noi. Noi am mers aproape cu jumătate sportivi cât au mers ei, dar, mă repet, am selectat să fim toți cu șansa la medale, nu doar de dragul să ne vedem noi la deci, naționale. practic, la numărul de sportivi cu câți au fost prezenți cei de pe locul 2 ACS Bucovina, sunt mult sub voi. Teoretic, da, dar au sportivi de valoare și care promit și nu. Acum, asta este, au fost ei mai mulți, În au șanse mai mari. clasamentul general, pe locul 1 ACS Viorel Dobrin, 19 aur, 13 argint, 12 bronz. Foarte interesant, la categoria Masters, în clasamentul general, ACS Unirea Șișești pe prima poziție, 6 aur, 69 de puncte, Valahii Golden Arms locul 2 și Arms Luduș locul 3. Dar ceea ce vreau să te întreb, tu ai făcut parte din categoria Masters, două titluri naționale și ești la Borna 45, 49. 49 de titluri. Anul ăsta așa am hotărât să intru la master. Anul trecut am intrat și la master și la seniori. Ideea mea era să intru și la master și la seniori, să intru la seniori la categorie la plus. Nu s-a putut, organizatorii nu m-au lăsat. Iar eu am preferat să mă concentrez atunci pe toată echipa și să mă mulțumesc cu cele două medalii de aur pe care le-am luat.
Ținând cont că doar cu o lună înainte de naționale m-am hotărât să slăbesc 10 kg, să intru la minus 100 de kg ca să mă pot califica la europene și mondiale. Europenele sunt peste 4 săptămâni. Ultimele competiții tale cam toate au fost cu peripeții. Iată și de data aceasta te-ai hotărât să slăbești pe ultima 100 de metri pentru a intra într-o categorie. Vei ataca și cel de-al 50-lea titlu? Ca o promisiune pentru... Cu siguranță. Nu aș dori să... oarecum să-mi fac așa o... Fiindcă vreau să realizez ceea ce îmi propun, aștept până anul viitor, mă mulțumesc cu astea 49 de titluri, să fiu sănătos, să pot să mă pregătesc în continuare. Obiectivele mele acum sunt să merg la europene și mondiale și dacă o să fiu sănătos, bineînțeles, anul viitor să rotunjesc suma, că 49 de medalii, 49 de ani, așa s-au potrivit. Însă eu cred că pentru statistician 50 e mai ușor de reținut, dă bine. Ionuț, două locuri, doi, la o categorie superioară senior, cum spuneam, atât la brațul drept cât și la brațul stâng. Și ce observ eu din listele afișate pe site-ul Federației, faptul că a fost o categorie grea. Da. Primul an la categoria 100 de kilograme cu 17 100. Competitori. Da, da. Chiar 18 pe mâna dreaptă. Și a fost primul an în care am participat la o categorie așa grea de seniori, cu mulți campioni, chiar și europeni, mondiali. Te-ai gândit că vei obține locul 2 și la brațul stâng și la brațul drept? Nu aveam chiar așa mari așteptări, dar da, mi-am trecut și eu așteptările. Și poate am trecut și așteptările altora. Știam că e o categorie foarte grea și chiar am fost foarte mulțumit de rezultatele astea. O realizare destul de mare. La fel, Cupa României, tot așa îți vei propune să mergi spre medalii? Da, 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 sigur. Tot la 100 de kilograme, seniori. Mă pregătesc. Deci începe să-ți placă această categorie. Da, e, da, da, da. E ca și pe urme la Olimpiu. Olimpiu, cum spuneam, și două doamne sau domnișoare, Adina Chiș și Vivian Alexa Moni, cu două locuri, 1 Alexa Moni la 5, plus 55 de kilograme, brațul stâng, brațul drept, și Adina Chiș un loc 1 și, dacă nu greșesc, 4 locuri 2, așa este. Tot la plus 55 de kilograme. Așa este. Ele au concurat la junioare, la categorii diferite, bineînțeles. S-au descurcat foarte bine, Vivian fiind la prima competiție, prima competiție de orice tip. Doar venea la antrenament cu prietenul ei, cu Denis, și am avut doar așa ceva amicale, nu ceva organizat noi în sală. Deci ai aruncat-o direct în cușca lui lor? Am aruncat-o, s-a aruncat ea de fapt. S-a aruncat, avea că are ambiție, are curaj, are determinare, are tot ce trebuie să fie un campion. Când spuneam în titlul de pe scroll, un club care se respectă, mă raportam la faptul că pun accent și pe tineri, pe doamne, domnișoare, dar și pe un sportiv cu reale calități, Vasile Scurtu, locul 1 la categoria dizabilități. Vasile Scurtu, el este un sportiv care, din păcate, la noi în țară nu prea are cu cine să concureze. El a confirmat anul trecut la europene, a luat locul 3. El este și campion mondial. E un sportiv bun, un sportiv ambițios. Lucrează pe camion, dar își face timp și pentru să se antreneze. Dacă ne uităm puțin pe tabloul medaliaților, vom vedea anume unele consacrate. Augustin Manțoc, două locuri, 1. Nu o să mai spun categoriile. Tiberiu Buta, 2 locuri 2 plus 2 locuri 1 plus 2 locuri 2. Cosmin Doare Iordan, 1 loc 6. Andrei Pusta, 1 loc 2. Emanuel Stoica, prezent și el aproape de podium. Kevin Chiș, la fel. Ioan Alexandru Pașca, 1 loc 2. Richard Pusoc, 2 locuri 3. Samuel Neag, 1 loc 1 și un loc 4, Denis Cosma, un loc 2, un loc 4. Lista este foarte lungă. Flaviu Goia, un alt sportiv. Da, confirmat și anul ăsta. Două locuri, 1,
reușite la campionatul național. Raul Roșu un loc 3, Eric Herring un loc 1 și un loc 4, Romeo Pava la fel un loc 3, Daniel Mihai Severin un loc, două locuri aproape de podium, Gabriel Petcu un loc 4, Eric Rus un loc 2, Adrian Raț la fel consacrat prezent și el, Dinu Dobrean un loc 4 și noutate credeul Laurențiu Iulian Enache un loc 6. Așa este. Sunt sportivi care au confirmat și rezultatele de anul trecut, deși mi s-au părut categoriile mai grele ca și anul trecut, mai mulți concurenți pe categorie, dar am fost acolo lângă fiecare sportiv, lângă scenă și am reușit împreună să facem o strategie și să aducem rezultate cât mai bune. Aici vreau să-l amintesc și pe Buta Tiberiu, care el a concurat la tineret, la categoria plus, a ieșit campion național și brațul stâng și brațul drept. A intrat și la seniori, la categorie la plus. Acolo a luat locul 2 și brațul stâng și brațul drept. Eric Herring, care anul trecut a făcut o pauză, a revenit anul ăsta și a ieșit campion național brațul drept. Iar Raul Roșu, care și anul trecut a fost medaliat, a luat și anul ăsta medalie. Denis Covaci, prima medalie la campionatul național. Pava Romeo a urcat de la junior la tineret. A confirmat și anul ăsta cu o medalie la, pe brațul drept, un loc 3. Iar sportivii noi, Sami, care a luat locul 1, prima lui participare la minus 80 de kilograme la, la juniori. Iar Alexandru, și el a luat locul 2, venind după o accidentare, cu câteva zile înainte a căzut cu scuterul și era mâna mai mult umflată decât de competiție. Și am zis să treacă, să uite toate durerile, că ne-am pregătit tata pentru competiție și a reușit un loc 2 exact pe brațul lovit, accidentat. Ionuț, în spatele acestor performanțe voastre trebuie să stea și un susținător și aici mă refer la cei care vă sprijină pentru că aveți deplasări, da. Cheltuieli. Așa este, așa este. Și aș vrea să îi mulțumesc primăriei Șișești, Clinicii Dunca, Agostin, pentru susținerea lor, pentru chiar și echipei, antrenorului nostru, Olimpiu Făte. Pentru că, iată, sunt niște factori care vă sprijină și sunt cu atât mai laudabil cu cât își întorc privirea și spre sport, care este în continuare un ambasador extrem de important la nivel național. Așa este. La fel, Olimpiu și tu. Păi eu vreau să zic că fără primăria din Șișești, cu ajutorul primăriei și a domnului primar, clubul nu ar fi la nivelul ăsta. Probabil câțiva sportivi puțini aș reuși ca să mergem să ne gospodărim cumva, să putem merge la competiții, ei fiind întotdeauna alături de noi și niciodată nu am fost refuzat la orice competiție ne-am dorit, am putut să participăm. Iar sunt și unele persoane fizice care ne-au ajutat, ne-au sprijinit și ne-au încurajat și le mulțumesc foarte frumos pe calea asta. Dr. Dunca de câțiva ani este sponsorul nostru. Exact. Firma Tafo, care iar este alături de noi, suntem pe al doilea an, avem o colaborare bună. Chiar azi m-am întâlnit cu domnul Mihai. Iar ideea este că nevoie este, avem nevoie mai, din ce în ce mai mare, de exemplu, acum la campionatul european trebuie să mă gândesc foarte bine să fac lotul în funcție de ce buget am. Ar vrea să vină toți sportivii calificați, s-a făcut așa o estimat așa o sumă ce înseamnă de fiecare sportiv. Acum eu trebuie cumva pe unii sportivi se conving să vină, pe alții să le explic că nu este loc sau ceva genul, sunt pus așa într-o situație și ca să nu-i demotivez să continue. Exact. Iar mă pun și în situația lor, fiindcă și ei au muncit, s-au antrenat, își doresc foarte mult, eu o să încerc să-i duc pe toți calificați, dar nu, le-am zis că nu le promit chiar pe toți.
Tu mai ai și alte două elemente care te susțin și datorită cărei ai ajuns la titlul 49, soția și juniora. Corect. Eu mi-a promis să fiică mea că anul viitor concurează și ea cu mine. Deci încet, încet o duci din da. Spre fitness, spre scandal. Și chiar și soția mi-a promis că se pregătește pentru anul și la campionatul național să vină pregătite. Eu zic că au potențial, că crescând în mediul ăsta sportului e ceva, nu este ceva nou, este ceva obișnuit pentru noi. Sportul e o tradiție în familie și cu atât mai mult cu cât știam că fiica ta face și volei. Exact, acum cum îi permite și timpul, face din plăcere, mai mult cu școala, mai când avem timp și la antrenamente și la sală vine. Scandamentul practic este o extensie a fitness-ului, deci nu e cel puțin așa spun specialiști. Așa este, e un sport așa cumva comun, ne antrenăm tot pe mușchi, pe grupe musculare, pe segmente, antrenamentele diferă oarecum, dar au totuși în comun forța, izometria, rezistența, deci avem ceva în comun, fiindcă eu am reușit să concurez și la culturism și la Skanderberg în același timp, oarecum obținând rezultate din amândouă ramurile. Și pentru că tot ai adus vorba, deși doream să discut acest subiect, este interesant faptul, cum spuneai și tu, că vii și din lumea culturismului, în acest sport, în ramura Skanderberg, cei care se axează doar pe antrenamente de greutate au proceduri greșite în Skanderberg. Așa este. Doar că la culturism se pune accent foarte mult pe aspectul fizic, iar la Skanderberg pe forță. Dar automat când masa musculară ne-o dezvoltăm, ne crește și forța, anduranța și multe exerciții care le folosim la Skanderberg, se folosește și în fitness sau în culturism. Că cei care se axează strict pe elementele sau pe acele elementele de forță, neglijează tendoane, încheieturi. Dar sunt antrenamente specifice ca să-ți întărești tendoanele, să-ți întărești fibra musculară, să-ți crești performanța în explozie. În Skanderberg e foarte important viteza, explozia, pur și simplu, iar în culturism nu se pune accent așa mult. Acolo e aspectul fizic, doar masa musculară. Cât de greu a fost la senior? Ai simțit trecerea ta de la spre această categorie? Da, prin valoarea adversarilor tăi. Da, s-a simțit foarte mare diferență. În primul rând și după competiție, o trebuie să stau 100 de jumate numai să mă recuperez. Zice, o febră musculară, dureri, alt nivel. Vorba că ai adversari de altă greutate, mult mai maturi din punct de vedere fizic, mai puternici. Practic, dintre cei cu care ai făcut trecerea spre seniori, ai avut adversari sau cam toți erau deja la categoria seniori? Deci veneau și de la juniori? Nu aveam. Eu am fost singurul care am plecat de la tineret. Și asta e foarte important, că tu arzi etapele foarte rapid așa și te arunci să faci performanță la senior. Asta îmi doresc, să fac performanță în țară și în afara țării, în competiții internaționale. Acum asta e țelul. Olimpiu, deși pare oarecum hilar, o să te întreb, cât de greu a fost obții aceste două titluri naționale? În condiții în care tu vii cu titluri mondiale, europene, dar fiecare titlu și are farmecul. Așa este, fiecare competiție câștigată are farmecul ei, plăcerea ei și satisfacția ei. Eu mă bucur de fiecare medalie care am câștigat-o. Acum la campionatul național, dacă rămâneam la plus, era o categorie mult mai mare.
Nu pot să zic că o câștigam, aveam șanse să câștig, anul trecut concurând la plus, dar la 100 de kilograme mi-a fost foarte ușor, fiindcă eu, dacă am coborât la 100 de kilograme, mie segmentele, palma, antebrațul, brațul, mi-s mult mai, eu sunt mai înalt decât sportivii care au până în 100 de kilograme. Pornesc oarecum cu un avantaj care chiar auzeam cum ar fi în spatele cortinei, că zicea, oare de ce au slăbit Olimpiu să intre cu noi în categorie? Ești pe cum boxerii aia lungă. Ceva de genul. Cam așa. Oarecum am merg cu un avantaj, nu cred că chiar minim avantaj, un avantaj destul de consistent, dar sportivii care au luat locul 2 și 3 și următoarele locuri, ei s-au luptat, ceva ieșit din comun. Chiar ziceam, dacă o să câștig și o să câștig oarecum detașat, o să fie bătălie pentru locul 2 și 3. Dar în momentul de față resimte organismul tău această cură de slăbire, acest program draconic? Puțin în preajma competițiilor, adică am avut, să nu se gândească lumea că după campionatul național tu te vei îngrășa. Păi nu, că și la europene, tot la 100 de kilograme. Și la 100 de kilograme, la ușă, și bat la ușă și chiar de în ziua de Paști. Adică dar, cred că nici nu prea săriți peste Paștile astea. Păi eu chiar în ziua de Paști trebuie să pornesc. Luni facem cântarul, înscrierea în competiție. Marți am competiția. Dar când m-am hotărât, mă tot gândeam de ce nu m-am hotărât mai repede, că mi-era mai ușor să slăbesc, fiindcă o slăbire foarte rapidă, automat pierzi și din forță. Iar aici a fost așa o strategie alimentară făcută de soția mea, ea fiind și la facultatea de nutriționist. Sincer, cred că dacă nu era ea, mi-era mult mai greu. Mi-era totul foarte bine calculat. Ca și gramaj, ca și timp, 5 mese pe zi. Și ne zice, bă, dar cum să slăbești cu 5 mese pe zi, într-o lună 10 kg, uite că s-a putut. Iar ca și calorii, am mers undeva până în 1500 de calorii primele săptămâni, după aia am scăzut chiar la 1000 de calorii pe zi. Mesele erau oarecum ca și volum, îmi era foame tot timpul. E și normal pentru că ai un an. Mi-era foame tot timpul, dar mă simțeam bine. Mă simțeam mult mai bine decât când mănânci până nu mai poți. Că trebuie să stai un puțin după ce mănânci ca să zici că să aranjeze, să așeze mâncarea. Dar acum nu era cazul. Energia am avut. Doar ultimele două zile acolo a fost chinul de pe lume pentru mine, că am condus. Noi am pornit joi spre vineri, noaptea, am condus toată noaptea până la București. Mai aveam 700 de grame de slăbit, iar eram pe regim destul de strict și mi-am dorit foarte mult când ajung să-mi fac categoria, să nu trebuiască să alerg pe acolo sau să fac ceva saună sau nu știu ce. N-am băut numai foarte puțină apă, n-am mâncat nimica, dar când am urcat pe cântar a fost 1-0-0-0. Nu mi-a venit să cred. Chiar le-a făcut post de la cântar. Zic. Deci singura ta dorință cred că era să muști din adversar. De foame și de... Fai, aș fi mușcat ori din ce numai să-mi treacă foamea. De-aia, la fel, Ionuț, sunteți doi oameni cu o constituție masivă și totuși la o categorie destul de suplă, 100 de kilograme. Raportându-mă la ceea ce știe și lumea, îl vedem pe un valahul la 100 și de kilograme, adică sunt oameni foarte mari în sport. Voi sunteți extrem de supli. Probabil din cauza că suntem mai înalți. Da, da. Pentru că campionatul european Bratislava Slovacia și dacă datele sunt exacte, în acest an eu am bifat în această a doua parte a anului, să spunem, sau nici nu. De fapt, mai sunt 7 luni, 8 luni. Aveți 5 importante competiții, 2-12 mai acest campionat european Bratislava Slovacia, 15-25 august campionatul mondial de la Chișinău, Moldova, în 20 septembrie veți merge în Ungaria, 18-20 octombrie International Open Cup în Pore, Croația și 14-15 decembrie World Cup Iron Arm București, România. Deci am selectat aceste competiții că sunt cele mai aproape geografic.
ca poziționare, ca poate faptul că v-ați putea permite financiar dacă veți fi susținuți în continuare. Acum noi ne dorim să mergem la toate competițiile care le-ați enumerat, dar depinde foarte mult de timpul de recuperare după, știu, după competiție, de partea financiară, de lotul care, cu care aș putea să merg, fiindcă și competițiile astea care sunt internaționale, cel mai greu este cu transportul, că suntem, să zic, 10 persoane sau 15, deja automat avem nevoie de mai multe mașini, autoturisme. Sau un microbus ar, sau fi, microbus ar fi ideal. Dar vreau să zic două vorbe și de Ionuț, că Ionuț până acum a concurat la 90 de kg, minus 90 de kg la tineret. El făcea ce am făcut eu anul ăsta, în fiecare an, greutatea lui e undeva 98-100 de kilograme și a trebuit și anul trecut să slăbească vreo 8 kilograme. Mi-a zis că nu mai vrea niciodată să slăbească. Dar acum la categoria asta se simte el bine, aici e categoria lui care se potrivește, iar pe noi, și pe mine, și pe el, poate nu pe toți sau pe mai puțin, interesează foarte mult și aspectul fizic. Eu am așa cumva în capul meu așa o bătălie cu mine că să, și la 50 de ani aș putea să arăt cât mai bine, poate mai bine ca alții la 20. Domnilor, domnișoarele și domnilor, vom lua un scurt calup de publicitate, urmând să revenim cu partea a doua emisiunii. Ucei de invitația mei veniți din lumea Scandenbergului.